Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Regio Jurnal. Mai multe explozii puternice au avut loc în dimineața aceasta pe aeroportul internațional Zaventem și la stația de metrou Melbeek din Bruxelles. Până la această oră sunt cel puțin 26 de morți și 192 de răniți, potrivit autorităților belgiene. Două explozii puternice au zguduit terminalul de plecări al aeroportului Zaventem din Bruxelles azi dimineață la ora locală 8, rezultând cel puțin 10 morți și 30 de răniți. Aeroportul internațional a fost evacuat, toate zborurile au fost anulate. Ca urmare a evenimentelor produse în aeroportul internațional, acesta a fost închis pentru toate decolările și aterizările programate, iar parte din cursele aflate deja în aer au fost redirecționate către Amsterdam, inclusiv zborul Tarom, București-Bruxelles, care ar fi urmat să aterizeze la ora 9:20, ora locală, pe Zaventem, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, care menține legătura permanentă atât cu reprezentanții biroului Tarom din România, cât și de la Bruxelles, prin ambasada României, în regatul Belgiei. La aproximativ o oră după cele două deflagrații, un nou atentat a avut loc la metroul din Bruxelles, în stația Melbeek, situată în apropierea instituțiilor europene. Bilanțul victimelor atacurilor din capitala europeană până la această oră este de cel puțin 34 de morți și 192 de răniți, scriu cei de la Agerpres. Aceste atentate au loc la doar câteva zile după arestarea creierului atentatelor cu bombă de la Paris, Salah Abdeslam, bănuit că plănuia un atentat la Bruxelles și ridică un semn de întrebare. Este acest atentat o răzbunare pentru arestarea lui Salah Abdeslam? În urma atacurilor, nivelul de alertă teroristă pentru regiunea Bruxelles, capitală, a fost ridicat la nivel maxim, amenințare serioasă și iminentă, iar nivelul 3, amenințare posibilă și credibilă, este în vigoare deja și pentru restul teritoriului belgian. Premierul Dacian Cioloș a precizat pentru Mediafax că niciun cetățean român nu a fost victimă a atentatelor produse la Bruxelles marți dimineață. Ministerul Afacerilor Externe condamnă în mod ferm atacurile care au avut loc astăzi în regatul Belgiei, soldate cu pierderi de vieți omenești și numeroși răniți. Cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația Călătorește în siguranță. Poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play, care oferă informații, recomandări de călătorie și posibilitatea de a fi alertați în cazul în care apar situații speciale, precum și serviciul de alertă prin SMS. Aferent campaniei de informare, un SMS îți poate salva viața.